Bună ziua și bine v-am găsit astăzi. E o zi însorită, cam ultima zi din această perioadă care va veni. Aici avem borcanele, le-am schimbat un pic poziția cum le-am pus, că le care foarte bine. În borcane avem ulei esențial pentru nosema și pe scândura asta am pus păturiele și iată cum vin albinuții la apă. La Urdiniș avem un cară polen. Iată ce frumos aduc polen. Mergem așa să vedem care cum mai aduce și ăsta aduce și ăsta. Aici avem mărcili roșii, nu știu, după observația mea, am observat că parcă aduc mai mult polen ca celelalte colonii. Aici este fica măcii roșii. Bun. Acum mergem să împachetăm stupii, să-i strângem pentru perioada care va veni. Aici sunt strânși, am lucrat 2 zile la ei. Am împachetat cum am crezut că e mai bine. Acum vedem cum vom proceda mai departe. Aici avem o colonie care nu prea e strânsă și să văd ce pot să fac la ea, ce o să strângem la ea sau cum arată ea, fiindcă restul nu prea am umblat de ceva timp, n-am deranjat-o. Și acum, cum se anunță vremea aceasta răcoroasă, am zis, hai să văd ce se află aici, cum se prezintă ea. I-am pus turtă și lui, folie, dar parcă o să-l strâng eu mai bine pe niște pungi care le voi îndepărta. Ia să vedem ce și cum. Cât puiet are, cât de eficient a fost această turtă. Aici am o turtă făcută pe bază cu uleiurile esențiale. Deci eu folosesc ulei esențial peste tot unde se poate. Asta le-am dat două. E o colonie, ce să zic eu, medie așa. Asta le o mai punem înapoi, nu-i bai? Dacă pot să scot o ramă de aici, ar fi perfect, da? Să văd acum. Aici am lăsat o ramă care e mai mult goală. Și să văd ce să scoatem de aici. Să strângem să nu aibă de suferit, să zic așa, puietul larvar. El nu prea a fost strâns. Și totodată voi vedea câtă mâncare are, că dacă nu are mâncare, aduce. Ia cum arată, deci se poate strânge. Iată, avem polen. Ce de polen are aici? Foarte frumos. Vedem cum e organizat cuibul acesta. Ce putem să-i mai facem? Să văd și pe rama asta. Deci, iată ce polen frumos are
în zona asta aici și pe mijloc care puiet larvar. Sper să se vadă bine. Deci avem polen. Deci chiar acum și-a extins puietul. Acel puiet larvar o să dispară cu totul dacă nu luăm niște măsuri. Din păcate, asta este adevărul. Ea, în caz, nu știe ce vreme o să vină. Avem și aici puieta, eclozat. Mă uit că nu are mâncare pe această ramă. Tot așa, puiet larvar și a extins oatul până sus. Lipsa aceasta de mâncare. Dar să văd că iau decizii pe moment. Deci nu am venit cu un scop și acum o să văd exact ce decizie voi lua. Iată o altă ramă cu puiet, tot așa larvar în toate stadiile. Și pe partea aceasta. Destul de mult puiet pentru această colonie micuță. Nu e o colonie foarte mare, e o colonie mai mică, așa. Mă interesează să fie micuță, să nu aibă prea mult puiet și să o pot strânge cât se poate. Iată o altă ramă frumoasă cu pui. Deci are puiet. Nu e cel mai compact puiet. Deci să vedem ce decizie voi. 5 rame, cam așa o să strâng pe 5 rame. Neavând foarte multă mâncare. Iată și aici o ramă unde vine albina cu polen. Iată ce de polen e pe partea asta. Bun, deci am văzut că nu are miere foarte mult. Acum mă duc să-i aduc o ramă cu miere. Aici o strâng. O strângem bine. Diafragma o punem aici. Chiar lângă rama cu puiete îi pun diafragma. Aici așa. Acum nu știu dacă poate să-și ia mâncare pe sub diafragma. Am aici un băț. Îl băgăm aici sub diafragma. Și va putea să vină să-și ia miere de acolo. Iată, aici este o ramă cu polen. Las mai margine, așa. Și
și mă duc să aduc niște mâncare. Deci am luat următoarea decizie, până m-am plimbat eu un pic. Această ramă cu polen o îndepărtez de aici, fiindcă nu are mâncare prea multă. Așa, peste o săptămână eu dăm înapoi, nu-i problema. Îndepărtăm așa. În locul ei. Băgăm asta. Rama asta cu miere și cu păstură. Așa. Rama asta cu păstură o dăm mai aproape de cuib. Iar în spațiul respectiv am aceste rame rămase. Iată, au ceva miere pe ea. Aceasta este o ramă capcană pentru trântori, pentru păduchi. Am lăsat ultimele celule, nu le-am tăiat. Acum când o să o dau un cuib, o să o foarte repede cu trântor și îndepărtăm prima capcană de păduchi. O să o îndepărtăm cât mai repede. Undeva la începutul mai sau chiar în aprilie. Vom vedea. Deocamdată îi dau să curețe această miere de aici, să o ducă în cuib la puier. Fiecare familie o să fie dotată cu astfel de ramă. Folosim toate mijloacele pentru a reduce păduchi. E foarte simplu astfel de ramă și destul de eficientă. Iată, cam asta este. Astea sunt niște rame de după diafragmă. Ceva ce, o metodă din aceea de a strânge cuibul cât mai tare. Așa. Îi punem la loc aceste pungi. Mai roade la pungi. În perioada rece, să zicem că mâncarea este prioritate. Dacă dă frigul, s-a dus cu puietul larvar, îl consumă tot. Facem așa. Chiar dacă nu o să vin eu timp de 2 săptămâni la el sau nu o să putem umbla la stup 2 săptămâni, dacă aici eclozează mult puiet, încet, încet trece și se mută pe ramele din margine. Deci o să aibă spațiu unde să stea, e și mâncare. Cam asta este ceea ce fac eu în perioada asta. Căldură, strângere și mâncare. Încă n-am început cu siropul, o să dau după perioada rece care o să vină. Aceasta este o familie medie pe care am pregătit-o. Acum o să trecem la una puternică. Mergem la o familie puternică să vedem pe aia cum o pregătim.